O investiție care se numără printre planurile autorităților locale este introducerea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Negrești. Primarul susține că este vorba despre un proiect foarte important care se derulează cu bani de la guvern și se ridică la valoarea de aproximativ 240.000 de lei. La Negrești avem o problemă mare acolo cu alimentarea cu apă datorită faptului că la momentul ăsta noi funcționăm cu un puț care este preluat de la o firmă privată printr-un protocol și noi îl administrăm. Când spun noi, mă refer la primărie. Problema mare pe care o avem acolo este că în urma analizelor la apă a reieșit că apa este potabilă, deci putem să o dăm în consum la populație, mai puțin la copiii sub 3 ani, la sugari. De aceea am luat împreună cu cei din Consiliul Local decizia să furăm un nou puț în localitatea Negrești și să facem și o altă rețea de apă, pentru că asta care există acum nu alimentează decât circa 15 case. Suntem la momentul în care vom atribui lucrarea pentru forarea puțului și imediat după ce se va termina forarea acestui puț, vom continua cu proiectarea rețelei astfel încât la anul să începem și rețeaua de distribuție apei în localitatea Negrești, neputând face această rețea de apă până nu avem analizele de foraj ale puțului, să avem certitudinea că avem apă debit suficient acolo și că apa îndeplinește indicii de potabilitate. Alte lucrări executate de primărie vizează reabilitarea de străzi. Primarul de la Cobadin susține că există multe proiecte care trebuie realizate în comună, însă acestea necesită fonduri foarte mari, iar banii de la bugetul local nu sunt foarte mulți. Din acest motiv, administrația locală urmărește să rezolve problemele prioritare și speră că va primi sprijin de la stat sau din alte surse pentru a continua dezvoltarea. În ceea ce privește asfaltarea, și nu e vorba aici numai de asfaltare în Cobadin, este vorba și de localitatea Viișoara, unde și acolo avem și un proiect pe fonduri europene pentru asfaltare, dar în toamna asta vrem să mai continuăm cu pietruire, cu bani de la bugetul local. La fel, suntem în faza de întocmire a documentațiilor. Pe fonduri europene suntem foarte avansate, am făcut ridicări topo, studii, geo-expertize la străzi și așa mai departe și ne mișcăm cât de repede putem astfel încât să depunem la Ministerul Fondurilor Europene proiectul pentru obținerea finanțării. Edilul de la Cobadin a mai spus că se va concentra pe realizarea proiectelor care pot fi executate în momentul de față. Totodată va face demersuri să acceseze și alți bani pentru lucrări care vor începe în anul 2016. Toate proiectele vor fi binevenite pentru locuitorii comunei.